Această jumătate de an ai trăit și tu, presupun, unele frici, unele frustrări, unele neînțelegeri? Sau cum a fost în situația când ai înțeles ce ți se întâmplă? Pentru că eu știu foarte multă lume care spuneau că atunci când au înțeles, s-au îndrăgostit prima dată, da? Și au înțeles că sunt homosexuali sau când au înțeles că sunt persoane trans, au trecut un șoc adevărat. Și este de înțeles acest fapt pentru că îți dai seama că de azi înainte viața ta nu va mai fi atât de ușoară cum a fost. Da? Da, și vei avea de trecut foarte multe probleme, da, sau peste foarte multe probleme. Eu, de exemplu, când mi-am înțeles orientarea mea sexuală, pentru mine a fost o fericire. Eu încă nu știam peste câte probleme am de trecut. Și bine că nu știai. Da, poate bine că nu știam. Cred că de aia era o fericire, pentru că am înțeles, iată ce mi se întâmplă, iată ce nu mi-ajunge, iată de ce nu am fost până acum fericită. Deci, la tine cum a fost? La mine a fost totul la fel treptat. Mintea are așa o capacitate să ascundă lucrurile, sau subconștientul, nu știu ce, din noi, are capacitatea să ascundă lucrurile atât timp cât noi încă nu suntem pregătiți. Eu pe la 19 ani deja îmi puneam întrebări privitor la orientare, în special. La identitate era mai mult așa, că eu încercam să mă frezez, să mă tun, să văd, să încerc stiluri noi, să simt chestii. Pe la vreo 20 m-am îndrăgostit prima dată de o fată, da, pe la 20 așa, sau 19. Și atunci, prima dată, îmi amintesc, după cum spui tu, când gândul ăla mi-a venit în cap, a fost, nu, Mariana, tu ai destule probleme în viața ta, ție nu-ți trebuie încă așa ceva. Pentru că mă temeam atât de mult de ce o să spun oamenii. Reacțiile. De cum pentru mine asta era o luptă. Blin, ia ca încă o luptă eu trebuie să duc în viața asta. Și n-am destule. Și din cauza, probabil, toate gândurile astea, eu am mai ascuns un pic, ca după un an, doi, eu să mă uit deja altfel la asta, spun, da, asta sunt eu și sunt gata să-mi asum ce aici sunt.